Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la știrea cea bună. Este că împreună cu noi sunt doi tineri actori talentați. Este vorba despre Andra Mirescu. Bine ai venit, Andra, la știrea cea bună. Mă bucur mult că ai venit. Ia un loc aici în platou. Și Daniel Burcea, bine ai venit, Daniel. Mă bucur din suflet. Cu drag, cu drag. Și vreau să știe și dragii noștri privitori ce lucruri frumoase și minunate faceți voi pentru România și în mod special pentru copii. Doamnelor și domnilor, mai rar sunt inițiative actoricești care să dorească ridicarea nivelului intelectual al copiilor, încercarea de a conștientiza copiii încă de la cele mai fragi de vârste că școala trebuie urmată și că trebuie să mergem la școală. Acești doi scumpi tineri au reușit să facă ceva special. O să vedem în a doua parte a emisiunii în mod concret ce au reușit să facă. Până atunci vreau să-i cunoaștem mai bine. Andra, cum ai dat la UNATC? La actorie? Da. Păi nici nu mă gândeam că o să dau la actorie până în clasa 11-a, când a venit un prieten regizor la liceul la care eram eu și a vrut să facă un spectacol și m-a distribuit pe mine în rolul de mamă. Deși am 1,57 m, să zicem, cu doi copii de 1,70 m, în fine, a fost așa o chestie de wow, eu pot să fac asta, eu chiar pot. Și pe urmă am început să mă interesez și în clasa 12-a m-am pregătit și am zis vin la București și dau la actorie. Și de așa unde s-a întâmplat. Din Ploiești, aici Ploiești. Aproape. Da, aproape. Sunt aproape. Și da. Cu ce ai dat examen? Ce ți-ai pregătit? Monolog, povestire, fabulă, poezii, de forță, de toate. De toate, cântec, dans, tot ce se putea. Am înțeles. Daniel, la tine cum a fost istoria? Eram deja în București, la o altă facultate, n-are rost să intru în detalii. Așa. Am vrut să dau din prima încercare la facultatea de teatru, dar oamenii spuneau că e foarte greu și voiam din tot sufletul să ajung în București. Și mi-a fost teamă să dau din prima încercare. Am încercat să cochetez cu diferite agenții de casting, începusem la Teatru Podul să fac teatru pentru amatori, până într-o zi când un grup de prieteni, pe care îi aveam de ceva timp, au avut nevoie de mine într-un spectacol de păpuși și încet, încet începusem să îmi câștig existența din teatru de păpuși și am spus că e timpul să fac teatru așa cum mi-am dorit, la un nivel cât mai înalt. M-am pregătit, exact, și am intrat la secția de păpuși la UNATC. Foarte interesant. Când erai copil, îți imaginai că ai creativitate și că faci ceva de genul ăsta? Mă amuză că fix asta am omis să povestesc. Când eram copil, făceam celebrele spectacole în dormitor cu păpuși. Toți copiii care veneau în vizită nu scăpau de spectacolele pe care le pregăteam. Era totul pregătit, stingeam lumina, prindeam toate veiozele, cream povești, regii. Și mă amuză foarte mult că asta fac acum, la un alt nivel, bineînțeles. Și amuză pe toți din jurul meu, deoarece cumva nu credeau că o să fac această meserie sau că poate exista o meserie de genul. Era așa, ca un hobby, ca o joacă și mă amuză că îmi dau seama că am avut chemare de când aveam, nu știu, 6-7 ani. Eu n-am avut. Lucrul ăsta este extraordinar. Da. Pentru că tu ai reușit să îți aduci visele acestea ale copilăriei în realitate. Pentru că, știi, e foarte frumos să faci ce-ți place și să găsești pe unii să te plătească pentru că faci ce-ți place. Dar presupun că și la tine, Andrei, la fel, e o pasiune deja ceea ce faci. Da, cred că meseria asta nu se poate face fără pasiune. Adică o faci sau nu o faci. E atât de grea. Da, e și grea și... Grea la ce mod? Sunt primul să-ți faci loc pe piață, să poți să obții colaborări. E mult de muncă. Și dacă nu ai dorință, n-ai cum să lupți zi de zi și să treci de aceste piedici care... Nu e jobul ăla, ai terminat facultatea și după facultate știi că ai un job de la 8 la 4 sau la 5. În aia 6 ani sau 4 ani de facultate știi exact ce e de făcut, ai învățat exact, lucrezi într-o corporație, cam știi. Nu, aici e zbatere că... tot timpul. Să fii activ, să fii pe piață, să te vadă lumea, să dai frumos, să faci frumos. Indiferent de vârstă. Da. Adică, și la 70 de ani o să fie tot la fel în cazul în care nu vrem pensionarea, dar de cele mai multe ori oamenii nu prea vor să se pensioneze, ci vor să joace în continuare. E o deosebire între a fi actor de teatru, așa cum știm noi, și a fi actor de teatru de păpuși?
Depinde, că noi facem și una și alta, adică... La bază este actoria, interpretarea, citirea textului la prima vedere, doar că există o ramură a artei actorului, faptul că ceea ce tu simți și vrei să transmiți cu un text, transmiți printr-o păpușă. Deci e cumva, în plus, bine, intervine și o mică tehnică, pentru că păpușa are alte posibilități decât are un om în carne și oase, da, dar este și mai limitată față de posibilitățile unui om. De aceea, diferențe nu sunt, din contră, are multe lucruri pe lângă. Cum a început colaborarea voastră? Am fost colegi de grupă la facultate. La un ATC. Așa. Și încet, încet mi-am dat seama. Încet, încet am început să ne acceptăm, să ne, să nu ne mai acceptăm. Să ne suportăm. În primul an am avut primul nostru examen împreună. Făceam Mariora și Vasilache. Și ea era Marioara, respectiv Vasilache. Și eram foarte agitat, așa, nu prea cunoșteam foarte multe lucruri. Ea, făcând actorie înainte, alți 3 ani, avea o altă experiență și știa cum să ia lucrurile pas cu pas. Și eu eram mai, să facem, să... Și mă enerva stilul ei, în care mereu trebuia să mă înveți. Era așa foarte doamna profesoară și intervenea un mic conflict. Și zic, Doamne, ce colegă, cum mi-am făcut rost de ea. Dar încet, mai bătrână. Încet, încet, nu cred că am ținut neapărat să ne apropiem. Pur și simplu s-a întâmplat să... Adică... Cred că, nu știu, omul potrivit la locul potrivit și cam atât, pentru că eram o groază în clasă și puteau să se lege colaborări cu oricine altcineva. S-a mai legat și cu alți colegi colaborări, sigur că da, dar acum, în ultima vreme, am colaborat exagerat de mult, nu? Da. Cum s-a născut proiectul Pinocchio merge la școală? Ce înseamnă acest proiect? Înainte să vedem câteva imagini, povestiți-ne în mare despre el, pentru că înainte de Pinocchio ați mai făcut și alte lucruri. Voiam să adaug ceva, pentru că la început a zis că s-a născut un proiect și că noi reușim să facem ceva pentru copii. Mulți fac lucruri pentru copii. Diferența dintre noi și ei e că noi am avut norocul să câștigăm un proiect și copiii respectiv să nu plătească pentru ce facem noi pentru ei. Mulți alții merg în grădinițe, în școli sau organizează spectacole pentru copii și pentru binele lor și pentru binele educației lor, dar trebuie să plătească acei copii. Aici e vorba de altceva, un proiect pe care noi am primit finanțare pentru acesta. Probabil că nu ați primit așa din zbor, ați luptat pentru aceasta. Nu, a fost, aici începe povestea. Da. Este o asociație care non-guvernamentală ce produce și spectacole de teatru pentru copii. Am început să creez aceste spectacole, eu le fac și regia și scenariu. Cumva suntem oamenii orchestră, noi încercăm să facem totul, chiar și când mergem pe teren. Cred că împreună am pornit prima dată cu spectacole în medii defavorizate, când am început să mergem în județe unde nu există deloc teatru, nici de dramă pentru copii, nu mai zicem. Și da, mai ales... teatru ca teatru, dar nu există căldură în școli, nu există nimic în școli. Da, aici deja intrăm în detalii pe care le observăm și încercăm cumva noi, cât suntem acolo, o oră, două, să aducem un mic zâmbet pe fața copilului, pentru că nu putem să acoperim toate aceste lucruri. Căldură, suntem convinși că nu va avea a doua zi și... Da, Daniel, dar... dă un exemplu tot timpul, de fiecare dată când mergem în vreo emisiune sau vorbim cu cineva și spune că au existat grădinițe, școli sau centre care au făcut căldura pentru că am mers noi acolo să jucăm. Sau cam o să fie, da, și ne-au primit acolo. În rest, condiții bune, da. Adică să avem totuși condiții. În rest, copiii... De cele mai multe ori merg acolo înfofoliți, fără căldură și așa fac orele. Dar ce se întâmplă? Ministerul nu alocă bani pentru treaba asta? Că ar trebui să fie în fiecare școală, nu? Bagă în buzunar directorii banii, ce fac acolo? Asta trebuie studiată, e o știre foarte importantă. Habar n-avem, nici nu vrem să dăm nume, nici nu vrem să jignim pe cineva sau pentru că toți au făcut mari sacrificii pentru a ne primi în condiții bune. Și dacă cineva, o școală, un director vrea să veniți, ce trebuie să facă? În afara proiectului pe care îl avem, de obicei am fost sprijiniți de primărie, ei ne-au sponsorizat un spectacol și așa am putut să mergem în căminele culturale. După cum știm, fiecare sat și comună are câte un cămin cultural, spre surprinderea noastră. Unele sunt chiar renovate, unele sunt destinate mai mult activităților nuntă, botez, cumetrie, dar cam acesta a fost cumva mersul pentru a putea merge și a putea susține un spectacol și pentru a ne putea acoperi toate cheltuielile necesare.
Da, haideți să vedem un prim material. Începem să derulăm seria poveștilor, da, făcute de voi, scenariul, regia, să vedem așa în mare despre ce este vorba, să ne povestiți exact câteva detalii despre Cenușărea, spre exemplu, la început. Da, am dat-o în bară cu Cenușărea Sa, o să urmeze Cenușărea Sa, dar a fost Anastasia. Da, este spectacolul meu de disertație. Am făcut master de teatru de animație și învățăm să facem regie pentru teatru de animație, unde în acest proiect a făcut parte și colega mea, Tisha, bineînțeles, nelipsită. Noi produceam aceste spectacole cu asociația CREAS. Acesta este unul dintre ele, la care țin foarte mult. Cumva... acum mă amuză că am primit această finanțare și am crezut că va fi mai ușor, dar a fost tot așa foarte mult de lucru. Aici produceam spectacolele efectiv din banii noștri, de la scenografie, la imprimări, la... Ce mi se pare senzațional e faptul că aceste păpuși arată foarte, foarte bine, sunt realistic realizate. Voi ce faceți? Cu sfori faceți? Nu, sunt diferite sisteme pe care le avem. Acestea sunt păpuși la masă cu articulații multiple, unde suntem și doi, trei actori la ele. Unul fac piciorușele, unul face capul și mâna dreaptă, unul face fundul și mâna stângă. Extraordinar. Și există un sincron între noi și cumva aici ne arătăm... Este 100 de ore de muncă, de investiție, de suflet, de tot ce trebuie. La un moment dat, da... cumva învățăm în facultate toate aceste lucruri, dar la un moment dat există un mecanism în care ajungi mai ușor să faci aceste lucruri, să te simți mai bine. Sunt anumite impulsuri pe care le dai păpușii și omul de la picioare știe impulsul pe care îl dai eu de la cap, că el trebuie să se așeze, adică știe ce urmează. Și mai ales atunci când ești o echipă și ești închegat și simți ce urmează să facă cu partenerul. Pe lângă voi doi mai sunt și alții colegi? Da. Sigur că da, avem și alți colegi. Victor Bucur, care este și președintele asociației CREAS. Mai avem colegi cu care colaborăm exact când nu putem noi, avem cover-uri pentru spectacole. Și ce am vrut să spun apropo de păpuși, că spuneați că vă plac foarte mult, sunt făcute de Florica Burcea, mama, care este artist plastic, alături de un coleg de al ei de la Muzeul de Artă din Constanța, Vasile Lazar. Și îmi place că cumva eu le spun cum ar trebui să arate păpușa. Eu mă ocup de sisteme, eu mă ocup de partea de finisaj, ei vin cu partea de creație, de pictura feței, de îmbrăcăminte, că mama se ocupă și de hăinuțe. Și e mare lucru să poți avea o echipă în care să ai încredere și să iasă acea păpușă așa cum ți-o imaginezi. Există foarte puțin constructori de păpuși la noi în țară. Chiar acum am colaborat cu Vlad Tănase la Pinocchio. Este un scenograf excepțional care a lucrat la Teatrul Țăndărică
Și inițial a fost cam ocupat și ne-a refuzat. Și a fost atât de greu să găsim pe cineva care să ne construiască păpuși. Și când zic să ne construiască păpuși, mă refer la niște păpuși frumoase, deosebite. O să vedeți fotografiile. Deoarece sunt o să vedem mai târziu foarte importante. Și a fost nemaipomenit că am putut să colaborăm. Am dorit și o schimbare totodată. Era și timpul scurt. La noi, spre exemplu, durează construcția unui spectacol poate și un an de zile. Avem un ritm mai lent, durează mai mult. Și cât timp îl faceți? De când l-ați început, îl știți, face ani de zile. Vă referiți la Pinocchio? Nu, să zicem Anastasia. Păi la Anastasia trebuie în primul rând să scriu scenariul, care în ritmul meu, poate că pentru un scenarist de profesie poate dura un scenariu și 2-3 săptămâni, la mine poate dura și luni întregi, deoarece scriu, revin, șterg. Totodată, în timp ce gândesc scenariul, gândesc și regia. Ce va face păpușa aici? Cum se va schimba decorul aici? Deci este o muncă dublă. Totodată când scriu, mă gândesc și cine va imprima acel personaj. Deci mă gândesc la foarte multe lucruri în același timp. Apoi urmează partea de imprimare în studio, deoarece suntem 3 actori, sunt spectacole muzicale, apărăm la oameni de la operetă care ne cântă în mod profesional și sunt spectacole de teatru muzical, adică sunt cântate în stil clasic, sunt foarte frumoase, ce pot să spun. Andra, tu ce faci aici la Anastasia, spre exemplu? La Anastasia eu mânuiesc. Mânuiești? Nu știu, n-am imprimat. La Anastasia n-am imprimat, doar mânuire. Pentru că sunteți puțin, trebuie să aveți mai multe tonalități de voce, nu? Nu. Spectacolul este imprimat de fiecare dată. Noi suntem acoperiți pe camera neagră și noi ne ocupăm doar de partea de mânuire. Acum am înțeles. Nu putem să-l avem live, deoarece... E sonorizare, sunt multe sonorizare, complicații. În primul rând, și când te duci într-un spațiu independent nou, trebuie să fii gata în mai puțin de 2 ore. Financiar nu ne permitem să fim mai mulți de 3. În spectacolele noastre sunt și câte 10 personaje. Da, și ca să iasă ceva profi, trebuie nu să poți. Da, aveți dreptate. Și ai profesionalism, ai muzică, ai tot ce trebuie. Chiar și în teatru se apelează foarte mult, chiar unde colaborăm, se apelează la, mai ales la păpuși, la bucăți înregistrate, deoarece este foarte greu să... Așa este. Hai să vedem acum pe bune Cenușa Rasea și apoi ne întoarcem. Aici, într-un conac falnic, trăia un bărbat văduv alături de fiica lui, Cenușa Rasea. Dacă-ți pui dorința, nu se mai împlinește. Astăzi, cum să le faci pe toate? Toată ziua asta ai degeaba! Nu îți faci deloc! O domnișoară eligibilă și cu bune maniere trebuie să cucerească prințul. Aș vrea! Ce ai vrea? Aș vrea să merg și eu la bal. Cum? Ce ai spus? Bine. Da, dacă tu ți-ai pierde credința, eu nu aș putea fi aici și iată-mă! Haide, nu mai plânge! Nu poți merge la bal arătând așa. La bal? Oh, dar e un nume! Hai, ce frumoasă este! Simt că trăiesc o poveste. Dansează cu străina care a venit adineauri. Acum am înțeles. Am înțeles ce înseamnă un vis. Am uitat pentru un moment de timp, dar a fost atât de minunat. Da, sigur, pantoful e al meu. E exact măsura mea. Port mereu aceeași măsură. Imediat ce l-am văzut, mi-am dat seama că... Te-am zărit, de tine m-am îndrăgostit. Tu ești... aici. Cei doi îndrăgostiți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Cu bagheta mea fermecată voi scoate din cartea magică pentru voi o altă poveste la fel de minunată. Dar asta... Da, aveți împreună implicări aici,
Mi-a făcut o mare surpriză cu acest trailer, deoarece este primul meu spectacol pe care l-am produs. Aceasta este chiar o variantă refăcută, care a avut, nu exagerez, peste 200 de reprezentații. E făcut în 2014, da. Dacă uitați la un moment dat să învârtiți păpușile, ce se întâmplă? Nu, cum să uităm? Nu uităm așa. Nu uităm. Avansăm repede, că trebuie să vedem și alte programe. Frumoasa din pădurea adormită. Să vedem ce s-a întâmplat cu acest spectacol. Draga mea, prințesa Aurora, această zi este foarte importantă pentru noi. Ai adus lumină în toată împărăția. Trăiască prințesa! Trăiască! Trăiască prințesa! Trăiască prințesa! Darul meu va fi splendoarea. Darul meu va fi cântul privighetorilor! Am fost foarte surprinsă că nu am primit invitație. Ce situație neplăcută! Sper că doar ați omis să-mi trimiteți invitația. De ce? Scuze, n-aș fi vrut să te sperii. Nicio grijă. Numai că noi doi nu ne cunoaștem? Da. Nu te amintești? Ne-am mai întâlnit cândva. A, da? Bineînțeles, chiar tu spuneai. Pe o aripă de vin. Am spălat podelele, am șters și ferestrele. Nicio clipă nu am stat. Vezi, n-ai măturat. Totul e atât de ușor. Muncești mai mult și cu spor. Te vei folosi magia. Va fi totul mai ușor. Habar nu are ce cadou am păstrat pentru ea timp de 16 ani. Un minunat fus îi va atinge degetul și misiunea mea va fi îndeplinită. Ascultă-mi glasul și apropie-te. Hai, apropie-te, hai, hai. Cunosc, eu știu ce o să faci. Hai să mă iubești la fel ca pe aripa de vis. Da. Foarte ingenioase toate aceste mișcări, toate aceste sunete frumoase. Copiii cum sunt când le prezentați? Extraordinari. Sunt mai ales cei din mediile rurale, sunt atât de atenți. Și... n-au văzut în viața lor așa ceva. Nici da, noi, cei mai mulți dintre mai ei, da. Din păcate, n-au văzut așa ceva și sunt, dacă pot să compar... Să aplaude. Da, dacă pot să compar, sunt ca niște sugative. Tot ar vrea să vadă tot. Au momente în care noi avem impresia că... poate nu le place sau poate se întâmplă ceva, nu auzim nimic, nu există reacții, pentru că ei sunt de cel mai multe ori atât de uimiți încât nu reacționează, rămân blocați.
Și neavând experiența spectacolelor, nu cunosc exact care sunt momentele în care ar trebui să aplaude sau care sunt momentele cheie. Și de aceea aici intervenim cu acest spectacol, Pinocchio merge la școală, în atelierul pe care îl facem. Deci mai întâi, în prima etapă, ca să o luăm cu începutul, noi avem spectacolul Pinocchio cu păpuși, în care se întâmplă povestea clasică a lui Pinocchio. Da. Pinocchio vrea să meargă la școală, dar în drumul lui se întâlnește cu vulpea, cu motanul, noi o numim ispită, lipsește de la școală, încearcă să se îmbogățească îngropând bănuții și așteptând copacul cu bani. Bun. La finalul poveștii avem un atelier de tip teatru forum. Teatru forum, mai exact, se cere părerea publicului. Publicul poate interveni acolo unde nu este de acord cu alegerile protagonistului sau a celorlalte personaje și schimbă acțiunile. Și cumva îi întrebăm, în prima etapă îi învățăm cum să urmărească spectacolul, care sunt personajele pozitive, negative, care a fost conflictul, ce s-a întâmplat, care a fost schimbarea de situație. Apoi întrebăm dacă sunt de acord cu alegerile pe care le-au făcut Pinocchio. După ce discutăm de toate aceste alegeri și de tot traseul lui Pinocchio, acum intervin copiii și spun nu e cum bine. Ar fi procedat. Da. Da, bineînțeles că nu e bine, dar bine, unii, dacă se alintă, îi aducem pe drumul în care... Noi cumva încercăm să-i stimulăm și să vorbească de la ei putere, fără să le inducem noi idei. Ce-ați fi făcut voi? Ați fi făcut în zona asta sau în sensul ăsta? Nu. Și să ne spună ei, păi eu nu m-aș fi dus, că eu i-aș fi zis că vreau să merg la școală. Și dialog cu copiii. Dialog cu copiii în răspund. Permanență, da. Și copiii sunt foarte implicați pentru că poate că de cele mai multe ori orele lor de clasă se desfășoare clasic, în care copilul răspunde la întrebarea din temă și cam atât, nu îi se cere părerea, ci normal, profesor, elev, relația dintre ei. E, la noi e cumva altfel, pentru că noi îi cerem sfaturi pentru ce urmează să se întâmple. Le cerem copiilor ei sfaturi pentru ce urmează. Da. Și rămân și educatoarele care asistă la atelier sau învățătoarele, rămân surprinse că descoperă niște copii pe care da. Nu îi vedeam niciodată în această postură în care sunt foarte activi. Sunt, da. Vor să spună, nu se gândesc înainte, aoleu, dacă voi spune o prostie, dacă nu. Se aruncă cu tot sufletul să ne povestească și să ne spună ceea ce cred ei că și e mai bine. Plăcere, le face plăcere și sunt foarte creativi și dezinvolți și sunt foarte acolo, atenți, asta e foarte important. Sunt atenți, sunt acolo, cu noi. Nu se plictisesc, nu se uită pe pereți, vor. Vor să se audă și să li se ia în calcul părerea. Și după toate aceste discuții în care îi punem, reluăm situațiile și îi întrebăm, tu ce îi răspunde vulpii dacă ți-ar propune să... De ce? Și ce e cel mai interesant e că Pinocchio face anumite greșeli, dar nu cumva din dorința de a face rău. Că da, îi întrebăm. Da, da. Că el ți-a duce să devină bogat ca să-i cumpere lui Geppetto o hăinuță nouă. Și le explicăm lucrul acesta. Deci, din dorința de a face bine, ajungem să facem anumite lucruri greșite. Și suntem convinși, deși pe lângă aceste lucruri pe care le spuneam, cu lipsa căldurii, cu lipsa condițiilor, noi cu proiectul suntem convinși că nu avem cum să acoperim toate aceste neajunsuri. Dar undeva, în traseul lui în viață, își va aduce aminte de Pinocchio, că a fost la el la școală. Și la... mai ales Pinocchio, care în loc să piardă timpul, se va duce la școală. La școală. Păi, la școală. Se reia povestea. După ce avem acest atelier, povestea se reia. Ei rămân surprinși că nu se mai așteaptă ca încă o dată să mai existe un spectacol. Iar un spectacol Pinocchio... mult mai scurt, de 10 minuțele. Bine, e mai scurt pentru că Pinocchio ia deciziile corecte, în care el se duce la școală, el refuză vulpea și motanul politicos, așa cum copiii i-au sugerat, și se duce la școală. Cumva, după fiecare atelier, ajungem la niște concluzii și concluziile sunt acestea. Că Pinocchio ar fi trebuit să meargă la școală, că ar fi trebuit să le vorbească frumos lupului și vulpea și motanul. Am auzit de lup în ultima vreme, păpușa așa, seamănă cu un lup. Un lup și da. Copiii. Hai să vedem un trailer la Pinocchio, o să sărim peste celelalte două, rog colegii din regie să fie pe fază la treaba asta și să vedem Pinocchio, ultimul trailer din seara aceasta și apoi să ne întoarcem cu niște poze, să vedem. Thank you.
Mai bine ei spune? Zăla cea bună! Da, vulpea aia înseamnă cu lup. Motanul. Seamănă, da. Copiii toți înțeleg mesajul. Da, mergeți înțeleg. La școală, nu pierdeți vremea, învățați. E, și noi ce le e cel punem mai important? Zi. La un moment dat ajungem la o întrebare. Întrebarea cumva esențială din tot atelierul ăla. Și dacă mâine îi întrebăm, voi ce vreți să vă faceți când veți fi mai? Polițist, doctor, profesor. Și zicem, dacă mâine te-aș lua de mână și te-aș duce într-un spital și ți-aș zice, uite, de astăzi operezi pe creier, tu ce-ai face? Păi ce? Păi aș opera, n-aș opera, depinde. Zic, păi de ce n-ai operat, de exemplu? Păi nu știu, că sunt mic. Că sunt prea mic. Și n-am școală. Uh-huh. Și nu am învățat să fac asta. Și ajungem la concluzia că trebuie să mergem la școală ca să ne urmăm visele. Că povestea a doua, Pinocchio, îi spune lui Geppetto, după ce s-a dus la școală, că i-a surâs ideea vulpii de a deveni actor și că după școală totuși se va duce la circ. De ce să stricăm visul lui Pinocchio de a deveni actor la circ? Așa că am încheiat povestea pozitiv, în care Pinocchio totuși își va îndeplini visul. N-am vrut să vadă copiii cum Pinocchio renunță la visul lui de a deveni actor și ne stabilim și scopul de a sugera copiilor exact să se ducă la școală. Copiii la spectacolele voastre nu plătesc, spre deosebire de alte spectacole. Spre norocul nostru că am obținut această finanțare cu programul În stare de bine și ei ne-au finanțat să putem produce spectacolul, avem o echipă întreagă în spate, de la manager de proiect, la PR, la editor, toți cei care ne-au ajutat pentru a putea face posibil acest proiect și le mulțumim foarte mult că au avut răbdare, deoarece a fost un timp foarte scurt, 4 luni durează proiectul. Și în 2 luni a trebuit să producem acest spectacol și ne-a luat cumva prin surprindere și am încercat în 2 luni să ne gândim exact ceea ce vrem. Am mai schimbat pe parcurs, iar am adăugat, iar am schimbat și n-a fost deloc ușor. Dar rezultatele sunt pe măsură, ne-am atins în primul rând scopul și ne uităm pe fețele copiilor atunci când spunea Tișa, colega mea Andra Mirescu, Tișa pseudonimul, așa? Când ei ajung singuri la concluzia că mai ei trebuie să meargă la școală, vezi pe fețele lor că ai dreptate, așa este. Și atunci noi rămânem cu inima împăcată că scopul nostru a fost atins. Aveți așa vreo experiență specială în vreun sat din ăsta, într-un cătun special cu copii deșteți? Cu acel copil cu dezabilități. Da, te rog, Andra, povestește-ne. Eram în județul Timiș. Da, eram în județul Timiș și era o mare de copii în fața noastră și la un moment dat noi vorbeam despre personajele negative, pozitive și neutre. Și prin scenă mai există și balena la un moment dat, care îl mănâncă pe Geppetto, dar ea este un personaj neutru. Ea era la ea acasă, în ocean sau în mare și căuta de mâncare. Dar noi nu specificasem atunci că e neutru. Noi nu specificasem nimic. Și la un moment dat vorbeam despre personaje și ziceam, personaje negative, copii ziceau balena și noi ziceam, hai să vedem, oare balena e negativă, a vrut neapărat să-l mănânce, a vrut să facă ceva rău. Noi le mai spunem personajelor ăstora care trec pe acolo, doar personaje, nu. Vorbeam despre personaje neutre și îi întrebam pe ei. Credeți că exista vreun personaj neutru? Liniște, nimeni. Neutru, haideți să ne gândim cam care ar fi. Și la un moment dat un copil cu dizabilități, cu ceva destul de grav și locomotor și nu prea putea să articuleze bine cuvintele, singurul,
singurul dintre toți de acolo a spus balena. La care ne așteptam cel mai puțin, când l-am văzut prima dată, zic, sper să aibă răbdare să poată vedea întregime spectacolul, da, să asiste la atelier. Și am rămas surprinși că, de fapt... Era atât de activ și la atelier a fost atât de activ și îi spunea, da, și îi spunea doamnei, păi, balena era acolo și voia așa să mănânce ceva. L-a găsit pe Geppetto, n-a făcut nimic rău și vorbea cu doamna și în continuu îi povestea spectacolul. Inc și astăzi, la fel, un băiețel cu probleme de dicție. Era un pic mai încet cumva, ai văzut, și nu articula cuvintele foarte, foarte bine. La fel, în continuu, după ce am terminat tot spectacolul, deja prezentam scrisoarea către Pinocchio, flyerele și toate cele, deci terminasem, copilul venise și ne povestea spectacolul, ce a văzut în continuu și cum a fost și ce a făcut și ce trebuia să facă Pinocchio și ce nu trebuia să facă Pinocchio. Deși era și mămica acolo, că era la finalul atelierului când deja părinții veneau să-și ia copiii de la școală și am observat-o pe mămică, a zis gata, ajunge la... Și el, nu, stai să povestesc, să spun. Și mă uitam că totuși nu l-a inhibat prezența părinților, da. El era dornic să spună de ceea ce a văzut și deci, ne bucurăm de acest am lucru. Am avut surprize din partea copiilor de la care chiar nu ne așteptam. Și alte surprize au fost când i-am întrebat dacă au mai văzut spectacole și... N-au mai văzut. Aia a fost o surpriză. Hai să vedem câteva, să povestim pe ele niște imagini. De pe unde sunt acestea și ce vă spun aceste imagini? Aici este de la o primă reprezentație cu Pinocchio, unde avem o școală 179, este școala noastră partener. Și, după cum vedeți, ca să putem să-i punem pe toți să ne răspundă, îi punem ca la școală să ne ridice mâna, deoarece ar vorbi în cor și s-ar crea un mic haos. La final le dăm... Nu este un simplu pliant, ne-am gândit că ar fi mai drăguț ca acest pliant să se transforme într-un suport de creioane unde să-l atașeze pe birou și să se uite mereu la el, să-și aducă aminte că Pinocchio a fost la ei în școală. Să fie legat și de școală, suport de creioane, ceva legat de școală. Există și un concurs la care fiecare școală participă. Există o scrisorică pe care cei mici, e un formular tip de scrisorică pe care cei mici i-o trimit lui Pinocchio și cea mai bună scrisoare din fiecare școală câștigă un set de rechizite. Deci tot legat de școală. Uneori vi se văd fețele, alteori nu vi se văd, în funcție de spectacol. Nu. Acolo unde ni se văd fețele este spectacolul de după atelier, care nu ne ascundem, este un exercițiu, nu este un spectacol în sine, este cumva o reluare. Da, atunci... dar în celelalte spectacole, în general, nu purtam cagulă. Celelalte spectacole, Anastasia și Cenușăreasa și pe filmare, nu aveam cagulele, aveam pălărie. Da, aveam o pălăriuță care ne acoperea ochii, nu ne acoperea mereu în totalitate, dar depinde de sistemul păpușii, că dacă avem paravanul în față și suntem în spate, atunci nu suntem deloc acoperiți. Când suntem cumva la vedere acest tip de păpuși compuse, păpuși în mărime naturală, cum ați văzut în trailerele de adinauri, trebuie să ne ascundem, ca să nu concurăm cu păpușa. Nu că vrem să ascundem ceva. Eu cred că faceți o treabă minunată. Aduceți zâmbetul pe fețele copiilor, mai ales că, așa cum repetam, copiii nu trebuie să plătească acest spectacol al vostru. În această situație, da, nu trebuie să plătească. În alte situații n-ar fi corect să spunem că nu plătesc. Pot contribui, dar suma este atât de mică, adică undeva la 4-5 lei de copil când mergem la țară, deoarece cumva trebuie să acoperim anumite cheltuieli. Dar în această situație nu este depus problema, pentru că suntem finanțați, suntem... sponsorizat să jucăm, să ne deplasăm, să facem tot ce trebuie ca acest proiect să funcționeze. România se îndreaptă spre un analfabetism funcțional destul de drastic. Da, e un subiect, mă bucur că l-ați deschis. Apropo de asta, copiii citesc. Dar nu mai știu ce citesc. Și am încercat prin câteva proiecte, chiar și în județul Timiș, să fac un, prin atelierele de teatru, cumva teatrul ne ajută să înțelegem cum să desfacem un text, cum să înțelegem mai bine un text și prin exerciții copiii încep să conștientizeze acest lucru și ar fi bine ca teatrul să fie, parcă se lucrează acum la lucrul acesta, ca teatrul să devină o disciplină în școală pentru a ajuta, nu numai pentru a ne scăpa de inhibiții și de emotivitatea din fața publicului, ci și pentru acest lucru, pentru a încerca să desfacem. Dezvoltare personală, în primul rând. Ceea ce nouă în România ne lipsește, clar.
Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta. Vă doresc succes, să influențați pe cât mai mulți copii ai României să meargă la școală, să-și dorească să meargă la școală. Poate vor povesti părinților acasă sau poate în sufletul vreunul dintre ei se va strecura acest gând, indiferent ce se întâmplă, nu mă las de școală. Chiar dacă mama și tata vor să mă dea la muncă la 15 ani, o să rămân la școală, o să învăț și o să fiu cineva în această viață. Doamnelor și domnilor, împreună cu noi au fost Andra Mirescu, actor la Teatrul Ion Creangă, absolvent UNATC, Daniel Burcea, actor colaborator la Teatrul Toma Caragiu, absolvent UNATC, un proiect deosebit. Dacă doriți să o luați legătura cu ei, o puteți face. Pinocchio Cum? Merge la școală pe Facebook. Pe Facebook, Pinocchio merge la Avem școală. Avem și pagină, da. Pot să primească solicitări, să primească invitații. Sigur și că da. Pot să influențeze cât mai mulți copii să facă alegeri bune. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau o întâlnire mâine seară. La revedere!